Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a pus la dispoziția oltenilor, prin intermediul serviciului EURES, lista cu locurile vacante din Uniunea Europeană. 345 de locuri de muncă sunt disponibile în țări precum Germania, Norvegia, Olanda și Estonia. Angajatorii din spațiul economic european oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 345 de locuri de muncă vacante, după cum urmează. În Germania sunt disponibile 272 de locuri de muncă vacante pentru lucrători în amenajarea expozițiilor și a magazinelor, magazioneri, tâmplari, operatori mașini și sisteme, lucrători în producția și prelucrarea sticlei, tăietori de carne și lucrători în producție. Cele mai multe locuri de muncă sunt în Germania și Norvegia. La mare căutare sunt cele de tăietori de lemne, unde sunt disponibile 250 de locuri în Germania și șoferi autobuz 30 de locuri în Norvegia. De asemenea, este important de știut că ofertele se pot modifica săptămânal. De asemenea, în Norvegia sunt disponibile 71 de locuri de muncă vacante pentru schelari, electricieni, șoferi autobuz, vopsitori auto, vopsitori și agenți curățenie. Totodată, în Olanda și Estonia sunt disponibile câte un loc de muncă vacant pentru tâmplar, respectiv mecanic auto. Pentru mai multe informații, cei interesați pot accesa site-ul AGFM Olt sau se pot adresa direct la sediul instituției din strada Crișan, numărul 2.